Cum vedeți decizia președintelui Klaus Iohannis de revocare a Laurei Cătuța Chiove și să respecte decizia Curții Constituționale? Ne aflăm la Consiliul Superior al Magistraturii. Voi participa la toate cele trei ședințe. A secției pentru procurori, a plenului, a secției pentru judecători. Chestiunile legate de CSM vor fi explicate de către purtătorul de cuvânt. Problemele legate de Ministerul Justiției le putem discuta la Ministerul Justiției. Vă doresc o zi bună! Unul dintre probleme.